Deși astăzi probabilitatea unui atac cibernetic catastrofic la adresa României rămâne redusă, dependența în creștere a societății noastre de tehnologie, interdependențele sistemice între diferitele sectoare ale infrastructurii critice, creează aceleași vulnerabilități pentru toate statele dezvoltate în acest domeniu. Ele expun întreaga societate la atacuri cibernetice, adevărat, de amploare redusă sau moderată, dar care sunt derulate cu frecvență mare, ale căror costuri cumulative pot însă afecta sever interesele de securitate națională, fie că vorbim despre protejarea instituțiilor publice, fie că vorbim despre competitivitatea actorilor economici privați, autohtoni, pe piața